Consilierii locali din Deva au aprobat planul acțiunilor de interes local pe care le vor desfășura în acest an persoanele care beneficiază de ajutor social. Plata acestuia se face de către AJPIS Hunedoara pe baza situațiilor transmise de Direcția de Asistență Socială din Deva. Conform normelor metodologice de aplicare a legii 416 privind venitul minim garantat, persoanele care beneficiază de ajutor social au obligația, respectiv o persoană aptă de muncă din familia acestora, au obligația de a presta un număr de ore pentru dreptul de care beneficiază. Aceste ore se fac în baza unui plan de acțiuni locale care se stabilește și se aprobă prin hotărârea Consiliului Local. Acțiunile prestate de beneficiarii de ajutor social se axează pe întreținerea curățeniei în toate zonele orașului și sunt coordonate de Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală. La elaborarea acestui plan s-au avut în vedere acțiunile pe care le pot desfășura acești beneficiari. S-a luat în considerare faptul că în subordinea Direcției de Asistență Socială există locuințe sociale, acolo spații comune trebuie întreținute și igienizate. S-a luat în considerare faptul că este nevoie de sprijinul lor și de aportul lor în muncă la acțiuni de igienizare și de curățenie în municipiul Deva, în parcuri, în spații de joacă, pe alei, pe trotuare. Și aceste acțiuni le desfășoară sub coordonarea și sub supravegherea celor de la SPIGM. Potrivit legii, pentru sumele acordate ca ajutor social, una sau mai multe persoane majore, apte de muncă din familiile beneficiare, au obligația să efectueze lunar acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se depăși regimul normal de lucru. Crinela Buciuman, directorul Direcției de Asistență Socială Deva, a prezentat și câteva exemple privind cuantumul de ore lucrate și valoarea ajutorului social, precizând și că activitatea se desfășoară cu respect respectarea tuturor normelor de securitate și sănătate în muncă. Trebuie precizat faptul că numărul de ore pe care îl prestează beneficiarii de ajutor social nu poate depăși regimul normal de lucru și, bineînțeles, toate acțiunile se fac strict cu respectarea normelor de securitate și igienă în muncă. Ca să ne vă faceți o idee despre care este algoritmul de calcul și de stabilire a orelor pe care trebuie să le presteze beneficiarii, pot să vă exemplific. De exemplu, o persoană singură, fără venituri, care beneficiază de un ajutor social în cuantum de 142 de lei, va presta un număr de 10 ore pe lună. La polul opus, de exemplu, o familie formată din 6 persoane, care au un cuantum de 564 de lei la ajutorul social, vor presta un număr de 42 de ore pe lună. În prezent, 76 de familii din municipiul Deva beneficiază de ajutor social. Refuzul de a efectua orele de muncă atrage suspendarea ajutorului social.